iunie. Până atunci, despre un fenomen social despre care am mai vorbit, dar acum pare că a ajuns la un nivel pe care nu l-am mai întâlnit. Top 3 alcoolemii înregistrate în România. Țineți-vă bine, pe primul loc, 7,55 la mie, încă o dată. Primul loc, 7,55 la mie, este vorba despre o femeie de 73 de ani. Com alcoolică, evident, și doamna a supraviețuit. Următoarele locuri. 5,49 la mie, un bărbat de 45 de ani. 5,33 la mie, un bărbat de 46 de ani. Ultimii doi reprezentanți ai acestui top, în județul Iași, au mers la doctor, motiv pentru care în seara asta sunt împreună cu noi sociologul Gelu Duminică. Nu ăsta e motivul pentru care sunteți cu noi, că s-a întâmplat la Iași. Motivul pentru care sunteți cu noi este că vrem să înțelegem cum e cu fenomenul ăsta. Moldovean, nu de la Galați. De ce își beau românii mințile? Și doamnele doctor Diana Cimpoieșu este medicul șef UPU Iași. Bună seara! Bună seara! Și Raluca Prepeliță, medic la Institutul de Psihiatrie Socola. Bună seara! Bună seara! Doamna doctor Cimpoieșu, înțeleg că unul dintre cei doi bărbați era cu căruța, a căzut de pe căruță, așa a ajuns la dumneavoastră, situația lui destul de complicată, explicați-ne! Da, în cazul celor doi pacienți s-au ajuns medicii la ei. A ajuns ambulanța. În cazul celui care a căzut din căruță, s-a considerat că este o comă din traumă. Starea lui era foarte gravă. La momentul ajungerii în unitatea primire urgențe, a prezentat stop respirator. Am intubat acest pacient, l-am ventilat mecanic și, bineînțeles, i s-au făcut investigații, în primul rând, pentru traumă. S-a descoperit că singura leziune traumatică era o fractură de piramidă nazală, iar mecanismul care generase starea asta gravă era scurgerea de sânge din fractura de piramidă nazală, pentru că persoana era inconștientă și incapabilă să își păstreze căile aeriene libere. Așa s-a produs oprirea respiratorie, intubația făcută la timp și ventilația mecanică l-au salvat din această stare gravă. Și mai departe am descoperit că exista o cauză a comei care nu era trauma, ci era intoxicație acută cu etanol într-o doză mare, așa cum ați precizat, 439 mg la decilitru. Pacientul a avut nevoie de terapie intensivă făcută în urgență pe parcursul a 4 zile, timp în care am considerat că prognosticul lui este rezervat, dar o evoluție favorabilă, sub tratament evident și un tratament de terapie intensivă complet, complex. A mers bine, acum se află în gastroenterologie pentru că am descoperit începutul unei boli hepatice cronice de etiologie toxică, deci etanolul este etiologia acestei boli, o afectare hepatică la început, a trecut această încercare de viață și moarte. Va fi externat și cu siguranță va primi recomandări de tratament către psihiatru, către Institutul de Psihiatrie Socola, către doamna doctor sau colegii membrii. Imediat vedem ce se întâmplă acolo, dar doamna profesor Cimpoieșu, faceți meseria asta de foarte mulți ani. Când auziți de astfel de alcoolemii, cum e? Ce să vă spun? E dureros pentru noi ca echipă medicală să tratăm astfel de cazuri grave. Ne bucurăm când merg bine. Să știți că totuși au fost și cazuri care au evoluat nefavorabil în același context. Aspirația de sânge sau de lichid de vărsătură a dus la obstrucție de căi aeriene, stop respirator și stop cardiac, care n-a mai putut fi resuscitat. Există acel Dumnezeu al bețivilor despre care se spune și sper că nu se supără nimeni că am folosit acest termen comun, dar nu există întotdeauna. Câteodată lucrurile se mai întâmplă să meargă într-o direcție nefavorabilă. Și al doilea caz e tot de la noi, e de săptămâna trecută, e un bărbat de data asta din oraș, care a fost găsit pe stradă,
în stare de comă și etiologia comei era tot intoxicația acută cu etanol, o concentrație similară determinată la laboratorul central al Spitalului Sfântul Spiridon, un tratament similar, de data asta fără aspirație, fără complicație cu risc vital, dar totuși și coma este o stare foarte gravă. Intubat și a revenit pe parcursul a 8 ore de tratament în urgență și chiar a avut o evoluție foarte, foarte bună. Pentru un medic de urgență e un tip de comă care îți oferă o satisfacție profesională deosebită, aceea că reacționează de obicei bine acești pacienți. Mai departe însă ei trebuie să meargă către un suport psihologic, către un tratament psihiatric, lucru care suntem convinși că nu se întâmplă. Am avut un caz repetat, un pacient care a venit de mai multe ori în comă, de fapt l-am luat din stradă de mai multe ori în comă și ultima dată era cu un copilaș în căruț. S-a întâmplat, am crezut că e un accident, efectiv, da, el era tată la mai multor copii și avea un copilaș de un an și jumătate. Probabil că s-a oprit la un magazin de profil cu copilașul la plimbare. Și l-am și găsit intrat în comă? Mijlocul străzii. Da, l-am găsit în mijlocul străzii. Metabolismul etanolului ingerat a făcut ca starea de, să zicem, euforie alcoolică să transforme în comă. L-am luat dintr-o intersecție și toată lumea era disperată. Ce facem cu bebelușul din cărucior? Până la urmă l-am dus la spitalul de pediatrie unde a fost recuperat de mamă în următoarele ore. Deci fenomenul este important și influențează nu doar omul respectiv, clar, ci și familie. Doamna profesor, vă rog să rămâneți cu noi pentru că mai avem câteva întrebări pentru dumneavoastră. Doamna doctor Prepeliță, e clar că la alcoolemiile astea e vorba de alcoolici, nu? Este clar că românii consumă o cantitate foarte mare de alcool în fiecare zi, de la bere, vin și spiritoase, până la combinații ale acestora. Într-adevăr, și la noi, Via Upus Sfântul Spiridon, ajung foarte mulți pacienți cu alcoolemii foarte mari, dar ajung și complicații ale întreruperii consumului abuziv de alcool, respectiv sevrajele etanolice, complicate sau nu cu delirium tremens. Ne spuneți în felul acesta că cineva care e deja alcoolic nu se poate lăsa singur, are nevoie de ajutor. Are nevoie de ajutor în primul rând pentru a trece de faza de sevraj, care este vitală, pentru că afectează mai multe organe, inclusiv partea cardiacă, iar în delirium riscul vital este maxim, poate face stop cardiorespirator. Și atunci trebuie să treacă prin tratamentul simptomatic și să ne bucurăm că a trecut de faza de sevraj, iar ulterior să aibă parte de suportul psihologic și psihiatric sau de recuperare și în același timp să aibă o motivație foarte mare, astfel încât să poată să stea în abstinență mai mult timp. Sunt cazuri care au abstinență de 10-12 ani și apoi recad. Sunt cazuri care nu pot avea mai mult de 10 zile de abstinență pentru că se întorc în familiile dumnealor, în cadrul lor, în mediul dumnealor, care le dă o stare psihică proastă, nu continuă tratamentul și apoi revin la spitalul de psihiatrie. Gelu Duminică, există medii care predispun la alcoolism? Cu siguranță, da. Însă alcoolismul este o boală. Haideți să începem de aici. Da, și ca în orice boală se intervine medical, doamnele doctor spun, și se intervine și cu alte zone nemedicale, asistentul social, terapia și așa mai departe. Pentru că dependența are în general, ca drept cauză, o traumă. Undeva, în dezvoltarea lui, un tip de traumă. Și atunci trebuie să te duci să tratezi cauzele, dacă vrei să te duci să ajungi la efecte. Noi de foarte multe ori arătăm cu degetul oamenii ăștia și etichetăm și ducem la marginea societății, însă dacă am stat de vorbă cu ei și dacă am intervenit coerent, s-ar putea ca lucrurile să vedem altfel lucrurile. Dar acum, alcoolismul este destul de ciudat și pentru pacient, dar mai ales pentru familie.
Efectele sunt devastatoare în familie și de foarte multe ori, în lipsa unei intervenții coerente, modelul este preluat de către copii, da, și este extins. Și atunci noi trebuie să ne gândim totuși că ceea ce se întâmplă acum și fenomenul a luat amploare și pentru că noi nu am știut să intervenim. Și când spun noi, ne referim la toți cei care suntem în sistem. La sistemul de asistență socială, la nivelul mai ales mediul rural, nu prea există. Că nu avem. Acolo unde există, nu e ocupat de specialiști. Dacă am mai bine de jumătate din UAT-urile din România, nu au servicii publice de asistență socială. Despre terapie, nu mai vorbesc de terapeuți și așa mai departe. Dar mai mult decât atât, dacă e să ne uităm la centrele specializate de tratare alcoolismului, nici nu știu dacă mai sunt 5 la nivel național. Pentru că, așa cum spuneau și doamnele doctor, tratamentul nu este de 2 zile. Tratamentul e de lungă durată. Luni de zile, ani de zile uneori. Adică o dependență se ajunge relativ ușor la o dependență și tratează foarte greu. Iar căderea este cât se poate de posibilă. Da, există medii favorizante. Sărăcia, spre exemplu, merge de obicei mână în mână cu dependențele. Alcoolismul fiind cea mai la îndemână de foarte multe ori. Da, dar sunt de asemenea zone în care violența este la ea acasă și așa mai departe. Tot felul de alte lucruri care pot conduce către. Cum intervenim noi acolo? Da, adică de foarte mult alcoolismul este cauză și efect. Cauza unor violențe și cauza unor probleme în acele familii, comunități, etc., dar și efectele care sunt, dar e și cauză și efect în acela, în cerc vicios. Gândiți-vă cum s-ar fi întâmplat în alte locuri de pe planeta asta, evenimentul cu tatăl, cu copilul, cu bebelușul în cărucior. Copilul ar fi fost luat din familie imediat, și asistenții sociali și-ar fi făcut treaba și așa mai departe. Dar vă dați seama că UPU aici a avut problema, ce facem până când a apărut mama... Dar UPU nu știe să facă asistență socială, nu treaba lui. Dar în mod normal ar trebui să existe colaborare între instituții și binele copilului să fie cel care primează. Din păcate la noi, și aici intervenim în altă discuție, instituționalizarea nu înseamnă întotdeauna binele copilului. De cele mai multe ori înseamnă lucru rău pentru copil. Pentru că, din păcate, statul nu este în stare să aibă grijă de copiii pe care are în grijă. Și asta ne-a arătat. Eu 30 de ani, nu mai abitir decât înainte. Înainte nici măcar nu știam că avem copii în sistem. Dar erau invizibili. Da, adică, în momentul în care arătăm cu degetul oamenii ăștia, trebuie să ne uităm și la ce facem așa încât să se îndrepte. Da, au ajuns acolo din cauza unor alegeri greșite pe care le-au luat, pe care și noi, poate, dacă am fi fost în locul lor, le-am fi luat. Nu știu. Fiecare, da, are propriul său temperament, comportament, tot felul de factori de forță care acționează asupra ta. Nu sunt în măsură să judec. Însă în momentul în care omul a ajuns într-un grup de risc, pentru că alcoolismul este considerat un grup de risc, ce faci să-l scoți de acolo? Mă, noi nu facem nimic, râdem de el, da, facem mișto de el, îl facem bețiv, îl punem să cânte, îl bagiocorim, îl arătăm cu degetul. E complicat. Doamna profesor Cimpoieșu, cazuri de come alcoolice, de alcoolimii din acestea, de stă mintea în loc, cu șoferi, ați avut? Da, pentru că noi suntem echipa care gestionăm smurdul pe Iași și pe Moldova. Evident, am avut și astfel de situații, nu situații de comă, dar șoferi aduși din accidente sau cei la care am intervenit cu valori ale concentrației de alcool în sânge destul de mari, oricum peste 2 s-au întâmplat. Acele determinări însă le face echipa de la medicină legală, de la Institutul de Medicină Legală, pentru că sunt determinări care intră într-o altă zonă. Noi le facem în urgență pentru etiologia comei, asta e ideea. Nu vă imaginați că la orice persoană care vine cu etilism acut și la care diagnosticul clinic este evident, determinăm alcoolemia, pentru că avem totuși grijă de bugetul nostru și atunci când clinica e evidentă. Ceea ce mi se pare însă foarte important este numărul de pacienți care ajung cu afecțiuni severe, secundare consumului prelungit de etanol. Și e vorba de bolile cardiovasculare, de care și
doamna doctor Prepeliță amintea, afectări cardiomiopatia etanolică fiind cea mai importantă, dar și alte tipuri de afectări cardiovasculare și bolile hepatice. Cred că aici, în Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din spitalul nostru, este un registru cu foarte multe cazuri, poate cele mai multe, de boală cronică hepatică secundară consumului de alcool și complicații, pentru că hemoragia digestivă superioară sau encefalopatia hepatică, formele cele mai grave, din nou cazuri de terapie intensivă în urgență și apoi în ATI, cazuri care cer eforturi deosebite și susținere medicală, materială deosebită, sunt urgențe destul de frecvente. Aproape că nu este zi să nu avem o astfel de urgență majoră. Sunt mai multe cazuri în ultimul an? Ați constatat că sunt mai multe cazuri în ultimul an? Sunt perioade și perioade. N-aș putea spune că au fost mai multe decât în 2019. Poate o statistică detaliată ne va spune acest lucru. E drept că unii au stat acasă și au venit de compensați mai frecvent. Probabil că acasă ce s-a întâmplat a fost să uite că trebuie să țină regim și s-au întâlnit mai frecvent cu paharul, cu sticla, cu butoiul. Și cu alcoolul din surse necontrolate, pentru că vă amintiți și de multe ori presa a relatat situațiile de intoxicații cu alcool metilic sau alcool etilic, care se regăsesc într-o serie de băuturi în combinație cu etanolul și care nu sunt deosebite prea mult ca gust și miros, mai ales după ce ai băut câteva pahare, clar, această băutură ieftină, ilegală, care conține o cantitate de alcool metilic sau alcool etilic, devine un factor și mai agravant al stării în care poate ajunge un astfel de pacient. Și de cele mai multe ori, cu tot efortul nostru și mai departe dializă, nefrologie, terapie intensivă în spitalul de profil, totuși pacientul decedează. Lucrurile nu sunt de joacă. Chiar dacă uneori râdem și glumim și ni se pare că e o performanță deosebită, situația e foarte severă și dramele sunt frecvente și importante. Scurtisimă pauză, 30 de secunde și ne întoarcem. Altex și Media Galaxy este Black Friday de vară. Ia-ți acum televizor LED Sony Bravia UHD 4K 123 cm la 2799,90 lei și televizor LED Sony Bravia UHD 4K 139 cm la 3699,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Doamna doctor Prepeliță, există medii în care toată lumea bea? Acolo e absolut fără speranțe, mă gândesc eu. Dar într-o familie, de exemplu, când apare un astfel de caz, familia ce poate să facă? În primul rând, se acorde suportul pacientului care suferă de alcoolism cronic. De foarte multe ori însă, familia se asociază cu dumnealui și consumă împreună alcool. Copiii văd, cum spunea și invitatul dumneavoastră, copie, ceea ce se întâmplă în familie. Mai sunt și cazuri când familia dorește să-l ajute și atunci sunt cazurile fericite, pentru că suportul familial este foarte important în recuperare. Dacă familia nu-l ajută prin sensul în care să nu bea, să nu consume alcool în fața dumnealui după externare, de exemplu, să încerce să meargă, să se întâlnească cu prietenii, să socializeze, dar să nu fie foarte mult alcool în jur. Să îl scoată din acea dispoziție depresivă, pentru că mulți asociază și depresie și anxietate în ultimul timp, și să-i găsească hobby-uri, să-i găsească activități, să petreacă mult timp cu familia și în același timp să-l ajute să-și facă partea profesională, pentru că mulți renunță la jobul pe care îl au, renunță între ghilimele, sunt dați afară de către angajatori pentru că sunt
prinși băuți în timpul serviciului. Și atunci le afectează statusul profesional, le afectează statusul familial și, bineînțeles, material. Și de aici este un cerc vicios care ne întoarcem și ne întoarcem și nu rezolvăm nimic. Vă întreb și pe dumneavoastră, ați observat că în ultimul an cazurile astea s-au înmulțit? La noi s-au înmulțit și prin prisma faptului că pacienții cu intoxicați cu alcool sau cu diverse afecțiuni legate de alcool sunt aduși și de poliție sau familie, nu doar cu ambulanța. Și atunci nu mai trec prin celelalte spitale pentru a fi diagnosticați cu vreo intoxicație sau cu vreo afecțiune asociată consumului cronic de alcool. Și atunci, cel puțin în ultimele luni, minim 60% din cazurile prezentate pe camera de gardă doar, fără cei cu programare pentru care sună familiile să vină, sunt cazuri cu alcool. Mulți dintre aceștia, în schimb, să știți că nu doresc să se interneze cazurile de urgență. Iar dacă nu sunt însoțiți de o rudă de gradul 1 sau de poliție sau jandarmerie, care pot solicita internarea nevoluntară contra voinței pacientului, noi nu putem să-i ajutăm dacă dumnealor semnează că nu sunt de acord cu internarea. Cei care vin cu familiile, în schimb, și au rude de gradul 1, dar și acceptă în același timp să stea internat și să intre în tratamentul medicamentos și psihoterapic pentru a scăpa de această boală cruntă, trebuie să vrea și atunci ei de obicei reușesc, pentru că își vor ține tratamentul până la capăt, inclusiv cel de recuperare. Și invitatul dumneavoastră amintea de acele cluburi de alcoolici anonimi, care într-adevăr sunt din ce în ce mai puține. Noi avem în Iași. Au existat la noi așa ceva? Da. Există, există. Cum am văzut în filmele americane? Da. În Iași sunt cel puțin grupuri de suport, nu? Grupuri de suport. Da, grupuri de suport în care sunt psihiatri, asistenți sociali, psihoterapeuți, unde pacientul poate să și stea internat minim 3 săptămâni post tratamentul de medicamentos și simptomatic din spital, unde este chemată și familia pentru terapie și ulterior controlele care dumnealor le stabilesc. Mulți, să știți că recad chiar după ce ies din acest program, pentru că, cum am spus, se întorc în mediul în care dumnealor le-au făcut rău și s-au apucat de băut din nou. Percepția multor bolnavi de alcoolism, da, și refuzul lor de a se interna, este că, din păcate, sistemul românesc încadrează dependențele sau internează dependențele în spitale de psihiatrie. Și atunci, pe lângă eticheta de bețiv, ai ajuns și la nebuni. Omul a ajuns și la nebuni. Stigma, da, psihiatrică, care există încă. Da. Noi poftim? Nu reușim... Stigma psihiatrică. Da, scuze. Da. Și atunci, dacă ne uităm la ce fac celelalte sisteme, care recunosc că au problema asta, toate sistemele au problema asta, omul, da, din păcate, ajunge și în zone de risc. Mulți dintre noi ajungem în zonele alea. Însă, dependența nu este tratată ca o stigmă, ci ca o încercare pe care noi te ajutăm să o treci. Noi, sistemul, noi, statul. Pentru că ținem la fiecare cetățean și îl tratăm cu respect, chiar și pe bețiv. Tot cu respect, pentru că e cetățean. Apropo, când votează, e cetățean. Și atunci, sistemele, da, centrele de recuperare, apropo, e diferență între spital psihiatric și centru de recuperare. Da? Mare diferență, terminologică, de etichetă și așa mai departe. Sunt echipate cu zeci de specialiști care își fac treaba non-psihiatrică, non-medicală. Medicii își fac treaba lor. Da, au fost instruiți să facă asta. Terapeuții își fac treaba lor, asistenții sociali își fac, duhovnicii își fac treaba lor și așa mai departe. Și toată lumea lucrează împreună pentru pacient. Acum, dacă ne uităm la ratele de recuperare din afară, atât cât există studii, da, în afară există mult mai multe, și ce se întâmplă la noi, nu prea există studii, ne cam apucăm cu mâinile de păr și eu nu prea am păr, de ce să mă apuc. Adică lucrurile stau într-un fel. Numai, și aici, într-un fel, stau cu toate formele de dependență. Și cu cei de consumul de drog. Și cu. Adică noi vrem ca oamenii să se recupereze. Dar dacă se poate, fără niciun sprijin de la noi. Vrem ca ei să se însănătoșească, pentru că, repet, e boală. Da? Și nu vreți să știți prin ce trece un dependent atunci când este în sevraj.
nu vreți să știți prin ce trece. Omul are nevoie de zeci de calmante ca să-și stăpânească durerile, efectiv, durerile fizice. Da? Și atunci noi venim și spunem, bă, dar tu nu poți să te lași, uite că nu poți. Pentru că în moment de criză faci orice ca să scapi de durere. Și dacă asta înseamnă să bei, bei. Dacă asta înseamnă să te injectezi, te injectezi. Nu toată lumea are tăria de caracter să treacă singur puntea. Astea sunt mai degrabă excepții, cei care trec singuri. Cei care trec cu adevărat de aceste dependențe sunt acompaniați de familie, specialiști, grup de suport, etc., etc. Și durează. Durează ani. Doamna profesor Cimpoeșu, trecem într-o altă categorie. Sunt foarte curios. Iașiul este un mare centru universitar. Sunt mulți tineri. Nu mai vorbim acum despre alcoolism cronic, ci vorbim despre bețiile astea din când în când. De distracție. De distracție, din presiune, pentru că se întâmplă și asta, într-un grup de tineri este foarte complicat, cei care vor să facă notă distinctă, de obicei sunt presați să intre în rând, să fie la fel ca toți ceilalți, unii însă nu fac față. Vi se întâmplă să vină tineri în coma alcoolică pentru că au mers la o petrecere și au băut prea mult? Da. Sunt cazurile de sâmbătă, din garda de sâmbătă noapte. Acelea sunt cele mai frecvente. Acum o să fie iarăși un număr mare de petreceri, un număr mare de nunți. Ne vine și ne vin și cazuri de la nuntă. Da, se mai cheamă smurdul sau ambulanța la nuntă. Ce ne impresionează de multe ori sunt adolescenții și chiar copiii. Copiii în mediul rural și adolescenții în mediul urban. Adolescenții care din acest motiv al integrării în grup, al supraevaluării, al dorinței de a impresiona pe cei din jur, de a fi în trend, se ocupă cu consumul unei cantități mari și total nepotrivite pentru vârsta lor de alcool și ajung în comă. Ei suferă și după acest eveniment, da? Ei nu sunt obișnuiți, organismul reacționează violent și ăsta e pe undeva un lucru bun. Unii dintre ei învață din această prima experiență dramatică, unii însă o mai repetă. Și uneori ne-am dus la cazuri de copii în comă, te gândești la o traumă craniană, te gândești la o problemă metabolică și descoperi că în acel caz etiologia e tot etanolică. Da? Sunt copii de, și mă refer la 5-6 ani, care au acces și care au văzut la tata, la bunicu. Sunt în același timp și femei, pentru că vorbim de aceste categorii care nu par predispuse și care totuși ajung în urgență. Și adolescenții la care intervenim și copiii pe care îi ducem unitatea primire urgență la spitalul de pediatrie și femeile care ajung la noi, uneori tot cu comă etanolică și care au aceeași evoluție, unele cazuri în timp, către boală hepatică cronică, către ciroză, către hemoragii digestive superioare. Chiar în urmă cu 48 de ore am avut o femeie de 28 de ani cu ciroză hepatică decompensată, etiologie toxică, etanolică. Da? La 28 de ani, când viața abia începe, când ai niște vise, se presupune că ai niște vise pentru următorii 50 de ani, iată că ești deja o persoană care poate fi pensionată, care are nevoie de îngrijiri medicale și psihiatrice și suport psihologic pentru tot restul vieții. Foarte importante precizările dumneavoastră, pentru că ne aducem aminte că e o mare problemă de educație în România. Ca în toate celelalte cazuri, doamna doctor Prepeliță, nu sunt multe familiile în care copiilor li se explică cum e cu băutura, cât este bun și de la ce nivel încolo nu mai e bun, ce înseamnă o mahmureală urâtă, ce înseamnă să ți se facă rău din cauza unui exces. Și atunci copiii văd că atunci când se întâlnesc adulții ca să se simtă bine, beau, și când se întâlnesc și ei, fac același lucru, numai că rezultatele sunt mult mai urâte. Comunicarea în familie la noi încă este deficitară. Nu știm încă să vorbim cu copiii noștri, să le explicăm ce se întâmplă,
ce este viața și cum putem să ne distrăm și fără să consumăm alcool sau droguri. Foarte important este ca să comunicăm copiilor noștri ceea ce trebuie să știe la vârsta respectivă. La 10 ani trebuie să știe ceva, la 12 ceva, la 18 altceva. Să nu-i maturizăm înainte de vreme, să-i lăsăm să-și trăiască vârsta, dar în același timp să le explicăm care ar fi riscurile unui consum de droguri, unui consum de alcool. Putem să le spunem că pot să ajungă chiar să moară din această cauză, da, sau să aibă... Pentru că se moare din cauza asta, sigur. Pentru că se moare, pentru că sunt cazuri de obicei la tineri care intră în stop cardiorespirator la 35-45 de ani, mai degrabă cei de peste 65 de ani scapă de sevraj și de delirium, ceea ce este ciudat pentru noi, pentru că când vedem un tânăr că intră în stop și nu putem să-l salvăm, iar acea pacientă de 28 de ani care s-a prezentat la noi inițial cu un copil de 3 ani acasă, crescut de mama pacientei și care avea 3,5 la mie în aerul expirat, dacă mi-amintesc, eram de gardă. Și era pentru prima dată în serviciu psihiatric și pentru prima dată ulterior a ajuns la gastroenterologie. Este greu. Acel copil este lăsat probabil în grija bunicii, bunică singură, care trebuie să se ocupe acum de doi copii, unul mai mic și unul mai mare, dar cu niște efecte secundare ale alcoolului foarte grave, deci cu tratament cronic și cu un risc vital foarte mare, adică să decedeze la o vârstă destul de tânără, 40, dacă ajunge la 40. Gelu, duminică, e foarte greu să-i spui copilului tău, ok, te duci la o petrecere, acolo toți, din teribilism, vor vrea să bea. Deci, și tu îi spui copilului tău, știi, tu trebuie să fii altfel, tu trebuie să ai grijă de tine, trebuie să te gândești la consecințe, ce vei păți. Nu, eu îți spun ce mi s-a întâmplat mie. Dar deci am avut o singură beție pe care mi-o aduc aminte, dar aveam vreo 19 ani. Și am băut mai mult decât puteam să duc și m-au luat prietenii mei, m-au aruncat într-un pat, am dormit ca prostul, deci am distrus petrecerea, cu alte cuvinte, nici nu m-am distrat, nici nu nimic. Da? Și dimineața eu așa supărat și destul de crăpit după somn, ajung acasă și mă vede mama. Și mama zice, ai băut? Și eu zic, da. Și mama întreabă, băi, l-ai văzut vreodată pe tactul beat venind acasă? Eu nu l-am văzut pe tata în viața mea beat. Și zic, nu. Și atunci de ce crezi că vecinii trebuie să te vadă pe tine? Da. Și în momentul ăla am simțit cum se prăvălește pământul peste tine. Da? Și a fost suficient? Că... Gata? Și a fost suficient. Da? Pentru că mai mea nu a venit și a zis, nesimțitule, porcule, ci a apelat la niște valori pe care știa că eu le am. De fapt, noi asta facem, nu facem de foarte multe ori. Noi tratăm copilul ca pe un, cum să spun eu, o chestie de care dispunem cum vrem noi. Eu te-am făcut, eu te umor, bă. Uitând că, de fapt, copilul ăla e un adult în devenire și care are trăiri, are valori, are sentimente și că de foarte multe ori reacționează în modul în care noi îl stimulăm să reacționeze. Și copilul nu are doar calități, să zicem așa, chestii bune, ci are și draci pe el, ca să zicem, ca noi toți, da? Și în momentul în care noi activăm dracii, ies draci la suprafață. Sigur. Adică dacă noi mergem pe ambiție și spunem nesimțitule, porcule, și l-o stilizezi, s-ar putea ca el să facă mai abitiri, pentru că, repet, traumă. Însă în momentul în care apelez la valorile lui și maică mea, în simplitatea ei, maică mea este fără de carte, eu tot am spus asta, maică mea a apelat la un element, bun simț. Și a zis, bă, l-ai văzut pe tactul vreodată beat? De ce trebuie să se uite vecinii la tine? Și ăla mi-a fost suficient. Aveam 19 ani când s-a întâmplat asta. Am 44 de ani și nu m-am îmbătat vreodată. Asta nu înseamnă că nu beau câteva pahare de vin, dar beau eu băutura, nu ia pe mine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Scurtă pauză și când ne întoarcem, mergem în Bulgaria și în Grecia. Avem și informații, avem și imagini și stăm de vorbă cu oameni care tocmai au călătorit acolo și ne spun cum e. Rămâneți cu noi.